Se cunosc eu, sunt 10 procurori care și-au depus demisia, sunt 4 procurori de la Oficiul Central, sunt 4 procurori de la Oficiul Nord și 2 procurori care nu mai lucrează la Procuratura Anticorupție, au lucrat cândva, știți că legea prevede că sunt evaluați toți procurorii care au lucrat măcar un an de zile la Procuratura Anticorupție din 2017 până în 2023, 31 decembrie. Deci, în total avem 10 procurori. Care sunt motivele? Personal nu le cunosc, la toți procurorii care și-au depus demisia. Îmi pare rău că odată cu această procedură am pierdut unul dintre cei mai importanți procurori în grupul din frauda bancară și probabil că asta ne va arunca investigația cu mult timp în urmă. Deci, da, la modul practic, ce înseamnă asta? Că se stopează această investigație? Trebuie de luat tot de la început? Nu se stopează investigația, dar vorbim despre un procuror foarte bine pregătit, un procuror care, în opinia mea, un procuror profesionist și un procuror integru, un procuror care cunoștea foarte bine dosarul penal, ca această cauză penală, un procuror care a muncit în această cauză penală, care a trimis în instanța de judecată episoade destul de importante din frauda bancară. Vorbim despre episodul în privința ex-conducerii Băncii Naționale a Moldovei, în privința unui deputat, în privința unui ex-deputat, vorbim despre domnul Andronache. Deci avem de pierdut multe de cauza că acest procuror pleacă. Dar de ce pleacă? Am citit în unele surse că ar fi, în cazul lui chiar ar fi procesul de vetting, pentru că omul nu are încredere în acest proces și bănuiește cumva că acest proces nu va fi, nu va fi integru până la urmă acest proces, nu va fi corect. Din explicațiile colegului, nu are încredere în acest proces și îl consideră ca fiind o loterie. Și atunci ne punem întrebarea, domnule Iachimovski, în ce moment au ajuns oamenii integri și profesioniști care aduc rezultate în sistem să nu creadă în această procedură? Nu știu. Bine, dacă vorbim la general despre procesul de vetting, ceea ce mi-este clar mie, acest proces nu poate fi oprit și cred că nici nu are rost acum de a se insista că acest proces să fie oprit. El trebuie deja să fie finisat, pentru că este o procedură care a început. Republica Moldova și-a asumat un angajament pentru a termina această procedură ca parte a procesului de negocieri pentru integrare în Uniunea Europeană. Asta avem. Cu ce nu au fost mulțumiți procurorii? Spunem așa scurt, istoric, procurorii nu au fost mulțumiți cu o modificare făcută pe ultima sută de metri în legea numărul 252, care nu se referea la integritatea financiară sau direct la integritatea etică, ci se referea la posibilitatea Comisiei de a pune în discuție unele soluții procesuale adoptate în cauze penale. Vă dați seama, sunt procurori care au în procesul lor au cazuri care le-au pierdut în instanța de judecat, dosare în care au fost pronunțate sentințe de achitare. Nu este un lucru ieșit din comun, un lucru care se întâmplă și, spunem așa, la case mai mari, în statele, inclusiv și în statele europene. De fapt, procentajul de sentințe de achitare în statele europene este mai mare ca în Republica Moldova. Dar asta nu este un motiv de laudă pentru noi, pentru că numărul mic de cauze în care judecătorii pronunță sentințe de achitare, de fapt, ar putea să indice asupra caracterelor unui stat dictatorial. Vine la Procuratura Anticorupție de ani buni, noi suntem cei care stricăm, spunem așa, statistica, avem cele mai multe achitări din toate procuraturile, pentru că, vă dați seama, sunt dosare destul de complicate, destul de greu de probat, dosare în care pot fi date diferite interpretări, dosare în care judecătorul are o altă și o altă poziție. Desigur, și subiecții sunt alții, au avocați foarte buni. Deci, în Republica Moldova, de fapt, avem juriști foarte bine pregătiți, și de o parte, și de cealaltă parte. Dar atunci când unii procurori consideră că atunci când o comisie poate să repună în discuție anumite soluții care au fost adoptate în procesul penal, este un risc că anume o tare soluție ar putea să fie motivul nepromovării procedurii de vetting. Iar asta aduce consecințe destul de grave pentru carieră, dar și pentru viața personală.